Are continuare. Ei, nu se poate. Ratări ușoare din partea lui Wilson. Dar are mare noroc. Nu lasă nimic. A fost un meci până acum care a greșit mai puțin. Ratează Allen. Șansa lui Karen Wilson. Reușește lovitura. O nouă lovitură de distanță. Era foarte grea. Foarte grea, șanse foarte mici de reușită la acea lovitură. Era aproape lipită de mantă roșie. Mă mir că care am vrut să ia asemenea decizii proaste. Iar Mark Allen este în zona bilei negre, unde are bile roșii ușoare. Tăietură mai fină aici, a scăpat puțin din albă, dar se redresează excelent. Bila roz, după care bila roșie. Una din cele două bile roșii din stânga mesei. Bonus acest carambol. Este drept. Poziția vine automat. Tot bila roz, după care ultima bila roșie. Ba nu, asta, aceasta este penultima bilă roșie. Ambele sunt pe mante. Mark Allen 84 on the Pleci. Ratare importantă, cam rașii aici. Alan, parcă n-a încercat să conserve acest avantaj mai deloc. A câștigat frame-ul anterior și imediat când a avut ocazia în acest frame a atacat full commitment, cum spun englezii. Și iată ce s-a întâmplat. Bila roșie ratată, s-a dus cu viteză în pachet și a dezvoltat tot pachetul pentru Wilson. Ceea ce este foarte, foarte dezavantajos. A fost nevoit să execute lovitura cu efect de ocolire. Nu avea suficient spațiu să atace direct. Aici lovitura cu stop, foarte ușoară masa. Urcă la bila neagră, coboară la bila albastră. Tot rapid, avem nevoie de un astfel de frame, care am Wilson. Să nu lase pe Alan să se bucure prea mult. Good shot. Trei la trei. De obicei, dacă scorul este 3 la 3, practic începe un nou match unde fiecare frame cântărește enorm.
Karen Wilson. Ce curaj pe Mark Allen. Atacă o nouă lovitură foarte grea. Extraordinară lovitură. Avem un turneu de zile mari cu jucători buni, cu turnee, cu meciuri foarte, foarte tari. Un nivel de joc foarte bun per total. Spectatorii și telespectatorii au ce vedea. 20. Până la urmă este un turneu mare și ne așteptăm la un joc mare. Desigur. Inteligent jucat aici. Din păcate a ajuns cu bilalbă lângă mantă și era foarte grea acea lovitură. Este în snooker. Foarte dificil aici, Wilson, greu să găsească o scăpare, deoarece bilele roșii sunt în câmp deschis, iată, a lăsat lui Alan o lovitură cu shot. Un nou snooker. McCallum. Da, Mark Allen își confirmă forma bună în acest sezon. Iată, aproape de victorie, se apropie la un singur joc de calificare în sferturi. Chiar dacă am avut ratări, are forța mentală să treacă peste aceste ratări, să le uite și să se reseteze cât mai repede Mark Allen. Îl consideră unul dintre cei mai buni jucători din punct de vedere psihic. 22. 30. 42. 5 la 3. Poate fi ultimul joc al meciului. 1. Ce lovitură! What a shot! Oh, oh. Wilson, 20. Ce a fost asta? Cheers, man. Thank you. One. McCallum, 21. One. Eight.
30. False. 57.